Ei, și atunci l-au zis pe Hristos, foarte patern și foarte aproape, însă fără compromisuri, spunând către fratele respectiv, zici, nu zi asta, că e blestem. Lasă că mă ocup eu, mă ocup eu. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și puruia și în vece vece, amin. Pentru că cine Sfință Părinților noștri, Doamne, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi, amin. Am vorbit în episodul trecut puțin despre lupta împotriva patimilor trupești și ne-am concentrat asupra distrugerilor pe care omul le suferă în clipa în care cade în păcate trupești. Da? Bun, e rău, frate, foarte rău, nu-i bine, nu-i bine. Bun, și dacă nu cădem, ce câștigăm? Ce câștigăm? Câștigăm libertatea, câștigăm pacea, câștigăm iubirea. Da, fraților, pentru că opusul adevărat al păcatului nu este, să zic așa, virtutea, pentru că asta poate fi văzut și ca formă de mândrie, dacă am virtuți. Opusul adevărat al păcatului este pacea și iubirea, libertatea iubirii. Asta e opusul păcatului. Să mergeți. Libertatea iubitoare. Să iubim pe ceilalți care ne vor rău, fraților, cum spunea Domnul, să ne iubim vrăjmașii noștri. Asta se poate numai cu harul lui Dumnezeu, fraților, însă Domnul e milostiv. Dacă ne luptăm, Domnul ne va da. În general, în viața de zi cu zi, răul care ni se face e defăimarea, fraților, răspândirea de vorbe și acuze la adresa noastră. Da, bun, ok, și eu am și le știu, însă, da, că mă ajută Maica Domnului și nu ne dau foarte mare importanță. Dacă avem sprijinul harului și a celor din jur, atunci o ducem mult mai ușor. Totul este să nu fim egoiști. Da, știu, e dificil, e nevoie, cum spuneam, de spovedanie, de ajutor, însă dacă ne depășim trupul, atunci depășim și slava deșartă, adică nevoia de slavă trupească. Dacă ne depășim trupul, atunci scăpăm de frică. Dacă nu depășim trupul, atunci ne e frică, că vai ce o să zică despre mine, vai ce o să întâmplă. Atunci sau, mă rog, îi anunțăm pe ceilalți, vedeți că vine cu tare să ne denigreze pe noi, sau, mă rog, idolul nostru, și denigrăm și noi pe acesta, da, de care ne este teamă, mai înainte, da, de a apărea el, ca să fim siguri, da. Sau, mă rog, sigure, că de obicei asta se întâmplă la Doamne, vă rog să iertați. Acum, ca să fiu complet sincer, da, se întâmplă, mai ales la Doamne, însă Domnii, dacă nu suntem atenți, avem un astfel de comportament încât să generăm acest tip de reacție din partea Doamnelor, da? Și este de fapt o dorință noastră a bărbaților de a fi stăpâni absoluți, oriunde și peste toți, să ne impunem, mă rog, ceva de genul ăsta. Acum, dacă bărbatul caută direct lucrul ăsta și nu lasă mâinile lui Dumnezeu, atunci știe că e limitat și culmea se teme foarte tare, chiar dacă nu o spune, chiar dacă poate să pozeze în cineva duhovnicesc. Eu, de exemplu, știu pe cineva care se teme foarte tare de mine, frate, să-mi dau un nume, și omul se teme să nu-i stric imaginea lui sau celor din jurul lui, fără să am comportament agresiv online sau în viața reală, să fac campanii împotriva lui, mă rog, sau ceva asemănător, ce puțin deocamdată, adică na, să mă păzească Dumnezeu pe cât posibil, să nu se producă pagubă și asta chiar dacă el răspândește diferite lucruri, mă rog, denigratoare la adresa mea. Acum am aflat că face asta de un an, fraților, și fără să știu, dar mulțumim la Maica Domnului, da? Am dovedit fals ceea ce se putea verifica despre mine, ceea ce se spune despre mine. Da, ok, știu cum este să se simte cineva cu musca pe căciulă, dar e dificil. Da, ok, nu sunt eu mare și tare, însă m-a păzit Maica Domnului. Bun, știu mai mult în acea situație, însă hai să nu divagăm acum. Bun, și atunci, de ce v-am spus toate astea? Ca să răspund, de ce nu răspund, ca să lămurim problema? Mai ales că avem și dovezi, dar vă pot arăta dovezi, adică zic, vedeți acolo, vă spuneți, vorbiți cu tare. De ce? Pentru ca să nu se spargă unitatea, fraților. Să nu se rupă acel Adam global de care vorbesc atât în clipurile mele. Destul eu fac și destul o fac ceilalți. Când spun să nu se spargă unitatea, nu mă refer aici la unitatea schitului nostru, da? Pentru că sunt în schitul lacul, care, slavă lui Dumnezeu, este foarte bună omenește vorbind. De altfel, nu mă refer la cineva din schitul nostru, dar mă refer, nu are importanță, mă refer la unitatea bisericii în general. Cum spune Domnul, cine sparge unitatea, cine scoate sabia de sabie va muri. Vedeți că Domnul se referă aici la un păcat trupesc, totuși, da? Sabia e o armă trupească, chiar dacă Domnul folosește înțeles duhovnicesc, acțiunea tot trupească este. Desigur că dacă se va face sminteală, atunci se va sparge unitatea de către alții și atunci trebuie să vorbim ca să o menținem. Însă deocamdată nu văd să fie cazul și sper să nu fie.
Hai să vă dau un exemplu bun însă, un om cu adevărat puternic, un om care și-a depășit trupul. Iar la un moment dat, un om de afaceri bătrân și destul de înstărit, și acesta era căsătorit cu o femeie tânără și chipeșă. Mă rog, la un moment dat, bătrânul aduce în casă un prieten foarte apropiat de lui, un magistrat care era tânăr și foarte frumos. În timp se formează obiceiul ca magistratul să mănânce la masă cu cei doi și să devină un prieten foarte apropiat al familiei. Tânăra femeie, mă rog, se îndrăgostește de el, de magistrat, și pentru că are sentimente foarte puternice pe tema asta, ajunge să bolească destul de rău, de inimă rea, cum se zice în popor. Da? Știți, forme de depresie, visătoare, anorexie, război de gând, lucruri de genul ăsta. Soțul o vede, o mai duce și pe la ceva medici, însă nu pune presiune asupra ei. La un moment dat însă o întreabă mai direct, zice așa, cu drag, ce ai? Și atunci femeia îi spune, știi, m-am îndrăgostit de magistrat și nu doresc asta. Nu doresc să-mi distrug familia și să te rănesc și pe tine și să păcătuiesc. Bătrânul a apreciat enorm gestul soției sale, a mărturisit că o iubește și el și a spus că o să ocupe el de asta. Atunci bătrânul s-a dus la magistrat și a spus cu noblețe, frate, știi că țin la tine, însă acum avem o problemă. E vorba de soția mea care s-a îndrăgostit de tine, ce facem? Atunci magistratul i-a spus că apreciază și el la rândul lui foarte mult faptul că i-a spus și că a avut încredere în el și a spus să nu se teamă că o să rezolve problema. După asta s-a dus fraților și s-a ras complet și pe cap și pe sprâncene, pentru că înainte arăta foarte bine, da? Și a venit așa spând fraților la masa celor doi. Atunci a trecut tot războiul de gând femeii și magistratul i-a zis, de acum n-o să mai vedeți fața mea. Și s-a dus și a devenit monah. Înțelegeți? Fiecare în felul lor puteau să scoate sabia, cum spuneam, puteau să-și satisfacă poftele trupești, însă toți și-au depășit trupul, fiecare luptându-se la nivelul său, cum a putut. Asta e tare, fraților, și asta nu vine de o zi pe alta. Asta vine, cum spuneam, din feciorie, pentru că fecioria, ca una ce ne scutește de gânduri, stabilizează mintea, ne aduce pacea și ne conferă potențarea vieții noastre interioare, fraților, a trăirii focului Harului Dumnezeu înăuntru nostru. Fecioria nu este numai feciorie trupească, este feciorie duhovnicească. Înțelegeți? Și atunci, într-adevăr, omul simte cerul înăuntru său și simte dumnezeirea. Dumnezeirea care este a sa, să zic așa, însă de fapt nu e a sa, pentru că e primită în dar de la Dumnezeu. Este un dar total de la Dumnezeu pe care, după cum spuneam, nu-l poate să-l țină, să știți, fraților, dacă Domnul nu voiește. Da, fraților, e mare dar. Mare dar, însă pentru aceasta avem nevoie de nesimțire față de orice trup, culoare, parfum, modă, frumusețe în general. Trebuie să fim neatenți, precum suntem neatenți, să zic așa, atunci când mergem din camera noastră la bucătărie. Desigur că avem o atenție cu atenția noastră periferică, da, cu logica, cu instinctele, organele de simț, să zic așa, pentru că altfel ne împiedicăm, intrăm cu capul în zid. Însă nu cu mintea, nu cu atenția ultimă, nu cu cea mai fină atenție pe care o avem către Dumnezeu. Atenția noastră trebuie să fie la Dumnezeu, la veșnicie, să spunem rugăciune, da? Oriunde am fi. Din cameră la bucătărie nu avem nimic care să ne atragă atenția. Da? Ei, așa trebuie să fie cu toate cele pământești din viața asta. Înțelegeți? Asta e curățenia minții. Adică pe mine nu mă interesează acum ce e în jurul meu. Asta e curățenia minții. Deci nu este curat cel ce și-a păzit lutul neîntinat, fraților, ci cel ce și-a pus în chip desăvârșit mădularele acestuia sufletului și a jertfit mădularele sufletului și a supus mădularele trupului sufletului. Adică nu se atinge, nu aude, nu privește, nu trebuie, da? Toate astea, pentru de ce? Pentru că e cu gândul la frumusețea cea cerească. E robit de cele dumnezeiești. Să vă spun un caz. Era un ieromonah, adică un călugăr, pentru cine nu știe, un călugăr care e și preot, da? Într-o mănăstire din lume. La un moment dat, datorită bătrâneții, ieromonahul s-a îmbolnăvit și a trebuit să fie tratat. Și pentru că nu se putea altfel, mă rog, era mai săracă mănăstirea, a fost găzduit în casa unui cunoscut de-al mănăstirii. Acolo a fost îngrijit vreme de mai multe luni de soția, de doamna omului respectiv. Când într-un final monahul s-a făcut bine, s-a dus să spovedească, da, pentru că era un duhovnic foarte cunoscut, da? Ei, și acolo la rând l-a spovedit, a venit și femeia care l-a îngrijit. Și când aceasta a ajuns la rând să se spovedească, duhovnicul a întrebat-o, cine sunteți?
De o râs femeia și a recunoscut-o după râs. Recunoscut-o după râs. Înțelegeți? Atâta timp cât au fost împreună în casă, iar monahul nu și-a ridicat privirea ca să vadă cine e femeia care îl îngrija. Cam așa se dobândește să menține curăția minții, fraților. Desigur că pentru a ajunge aici e nevoie de smerenie. Întâi de toate, întâi de toate. Adică să ne cunoaștem neputința noastră. Desigur că ajută și postul, pentru că vorbim despre trup, da? Însă toți ființii, fraților, toți ființii părinți spun că mai mare este decât postul este smerenia. Postul este necesar, dar mai mare decât postul, lupta cu patimile trupești, smerenia. Să ne ferim, fraților, cu discernământ, da? Vedeți cum se comportau bătrânii noștri în problema aceasta? Evitau să vorbească, evitau să discute pe tema asta, aveau sfiiciune, aveau întreagă cugetare, rușine, fraților. Lucruri de care am vorbit mai pe larg în postarea anterioară. Smerenia, ce avem nevoie aici, da, vine prin ascultare, fraților. Vine prin ascultare, vine prin rugăciune. Rugăciunea astfel de situație este ca și cum, cum să zic, ca și cum ne-am luptat cu o fiară. Trebuie să avem mintea de oțel și să ne mustrăm pe noi înșine în clipa în care alulecăm. Deci, op, unde îți pleacă mintea? Înțelegeți? Trebuie să ne mustrăm. Creștin ești tu? Înțelegeți? Nu lăsați, nu lăsați. Fraților, e bine să ne luptăm cu fiara departe de prăpastie, da? Când păcatele sunt mici, adică. Că dacă ne luptăm când păcatele sunt mici, așa, atunci e mult mai ușor, da? Pentru că suntem departe de prăpastie și dacă ne împinge puțin, nu pățim mare lucru. Dar dacă ajungem pe marginea prăpastiei, adică aproape de cauzele de păcat, atunci cu o singură mișcare, vrăjmașul ne aruncă în groapă, în hău. Vedeți că și eu dacă aș face filmarea asta pe marginea, în partea asta este o prăpastie, dacă aș face filmarea pe marginea prăpastiei, mă ajunge jos, ca să mă duc puțin mai încolo, ca să am o marjă de siguranță, la fel și cu păcatele, mai ales cu păcatele trupești. Înțelegeți? Acum aici trebuie să fim puțin atenți, trebuie să fim într-adevăr stricți și să ne controlăm, însă să avem grijă să nu fim chiar obsedați, fraților, adică să ajungem la extrema cealaltă. Fraților, extreme sunt de la diavol. Dacă vedem că mintea se depărtează de Hristos dintr-o pricină sau alta, o ducem înapoi. Fraților, trebuie să fim atenți la mintea noastră tot timpul în privința asta și din cauza asta trebuie să oferim de centri puternici de atenție. Ca să putem să ne păzim mintea, că altfel nu putem să ne păzim mintea, fraților. Și nu ne putem controla pe noi înșine. Și atunci dacă nu ne controlăm, nu o să avem sentimentul permanent al învierii. Să avem sentimentul permanent al învierii numai dacă avem trezvia necesară. Să nu îngeți. Acum că tot vorbim de asta, omul simte că depășește moartea, fraților, în clipa care depășește trupul. E o taină asta, fraților. Simte că e unit cu toți și că moartea nu mai sperie. Chiar o așteaptă așa, pentru plinirea unității cu Dumnezeu și cu sfinții. Se roagă pentru toți în inima sa, depărtat de lume și unit cu toți. Este treaz duhovnicește, trezvitor, cum se spune. Da, înviat cu darul lui Dumnezeu tot timpul, inclusiv în somn. Da, să știți, fraților, de fapt, semnul curăției minții e faptul că omul este nemișcat la orice nălucire și vedere, inclusiv în somn. Contrar cu asta, fraților, semnul total împătimirii e atunci când omul are scurgere, vă rog să mă iertați, treaz fiind, din cauza amintirilor, din cauza gândurilor pe care le amestecă și se înducește cu ele. Omul treaz duhovnicește, fraților, are rugăciunea ușoară și poate să ajungă, și ar trebui să ajungă, la rugăciunea neîncetată, chiar și în somn. Dacă e neîncetată, fraților, neîncetată și în somn. Cu toate că la început va fi neîncetată pe anumite perioade, pe bucăți, ca să zic așa. Da, fraților, trebuie să știți că asta e starea naturală a minții. Rugăciunea neîncetată, cu Dumnezeu, da? Vorbirea minții cu Dumnezeu, că asta e rugăciunea. Și asta se realizează, fraților, când mintea pleacă din patim. Mintea pleacă din patim. Patimile, fraților, sunt niște pete, așa, pe ecranul curat al minții, pe ecranul conceptual, da? Al imaginației care întunecă mintea. Buf! La un moment dat. Când acest ecran este curat, atunci mintea este în pace, rugătoarea, mă rog, asta e starea naturală a minții. Da? E, la început, cum spuneam, e lupta asta cu patimile, lupta prin nevoință, prin post, prin silire și încordare să nu primim gândurile, să nu primim petele astea. Și mai ales să nu facem faptele, bineînțeles. După această primă etapă vine încet încet smerenia. Smerenia, care asta, bun, e dar direct de la Dumnezeu, însă încet încet apare când ne vedem neputința și când facem ascultare. Dacă nu facem ascultare, nu are cum să vină smerenia.
Pentru de ce? Pentru că ne încredem în mintea noastră, fraților, în gândurile noastre, și atunci vrăjmașul mă sigur o să exacerbeze acest simțământ trupesc al autoîncrederii, da? Al înfumurării, că tot suntem așa, că tot suntem mari și tari, că toți ceilalți suntem mâna a doua, în afară de noi înșine, bineînțeles, că toți au ceva cu noi, că nu ne înțeleg, că suntem genii neînțeles. Această tipologie de oameni, fraților, au ca și consecință directă credința că le știu pe toate. Și tendința se comandă pe ceilalți în toate, chinându-se pe ei înșiși și pe ceilalți. Smerenia ne scapă de lucrurile astea și ne aduce pacea, care e starea naturală a sufletului uman. Da? Și asta ajută chiar mai mult decât postul și de nevoie și nevoință în curăția minții, cum spuneam. De ce? Pentru că mintea nu se mai mișcă haotic, în continuu, urzind planuri și făurind strategii de dominare și de cucerire. Da, fraților, inclusiv războiul trupesc, războiul sexual, este potențat, foarte potențat de mândrie, de dorința de stăpânire. Da. Mai presus, fraților, însă, decât nevoințele și smerenia, ajută la curățirea minții descoperirea dumnezeiască. Asta este ca soarele în amiaza zilei, fraților. După cum ziua are înaintea sa zorile și răsăritul, așa să înțelegem, cum să zic, adică descoperirea dumnezeiască după nevoință și smerenie. Da? Când ajunge omul aici, da, în descoperire, în răpire, da, uite de toate, atras de frumusețea descoperirii, motiv pentru care se și numește răpire. De asemenea, se numește descoperire de ce? Pentru că omul nu face nimic. Dumnezeu răpește și descoperă. Bun, desigur că să înțelegem, desigur că omul trebuie să se lupte duhovnicește înainte ca să arate în mod practic că dorește curățirea minții, da? Însă prin luptele sale nu poate să ajungă de aici. Nu poate să ajungă aici, fraților. E darul direct al lui Dumnezeu. Mare atenție, fraților, că unii doresc descoperiri și viziuni și nu curățirea minții. Nu doresc curăția de păcat și împreună cu gândurile lor vor să ajungă la mirele cel iubit. Nu. Trebuie să dorim împreună petrecerea cu mirele cel iubit, da? Și nu dărâm ceea ce, eu știu, ei consideră un premiu pentru nevoințele lor. Asta e mândrie, fraților. Asta este deja o semi-înșelare, fraților. Pentru că pe baza mândriei noastre, diavolul ne bagă în niște labirinturi foarte periculoase, din care foarte greu mai putem ieși, dacă mai putem ieși, da? Cu viziuni false, înșelări și tot tăcâmul. Tot periculos este și în cazul în care cineva are o astfel de stare înaltă, da? Și nu știe să o gestioneze, ci se încrede în sine, iarăși. Uneori trebuie să știți că diavolul se retrag, pe cum doarme vulpea, dacă vrea să prindă o găină. Da? Omul crede că totul e foarte bine, da? Și merge să se întâlnește cu cine nu trebuie, se îndulcește cu gânduri care nu trebuie și după aceea are război feroce. Feroce. Asta mult s-a pățit-o că se întâlneau cu persoane frumoase de scris supus fraților. Să se uitau la ce nu trebuie pe online și ziceau că totul e ok. Până când i-au lovit ciocanul gândurilor peste cap, fraților, și după aceea greu mai scapă de dependență. Fraților, să evităm că nu-i bine. Niciodată să nu ne încredem trupului, chiar dacă socotim că am depășit anumite lucruri și chiar dacă ne credem deștepți în ale spiritualității. De fapt, fraților, cu atât mai mult atunci, pentru că am spus că omul cade mai abitir de mândrie decât din lipsa postului. Postul și nevoință e necesară, da? Însă să nu uităm că diavolul nu a mâncat nimic, a pustit total și când a căzut din cer, au căzut din cauza mândriei sale. Dacă însă, fraților, omul se ține smerit și nu se amestecă în treburile lumești, că ce face celălalt și cealaltă și nu are doințe trupești de stăpânire, de satisfacerea propriilor păceri, pe toate planurile și de toate felurile, atunci mintea sa se înalță, așa devine cristalină, se pacifică și plutește într-un ocean de iubire. Pentru asta însă trebuie să taie contactele cu oamenii și să nu primească gândurile, ca să nu-și zgândere branile în continuu. Dacă se depărtează puțin în Dumnezeu, cu Dumnezeu, atunci se pacifică și ajunge să-și iubească și vrăjmași. Acolo e adevăratul creștinism, fraților, acolo e bucuria deplină. Trebuie însă să avem credință în Dumnezeu. Credeți-mă că știu ce spun. Țin minte un caz că la un moment dat era un frate care a fost foarte lovit de către cei din jurul lui, da? Duhovnicul lui i-a spus că ai primit o lovitură foarte tare și eu nu știu dacă aș fi rezistat. Dacă însă vei ști să gestionezi asta, o să te sfințești. Ei, cu toate că duhovnicul i-a spus asta, era foarte dificil pentru fratele respectiv să ridice ispita și necazul, mă rog, din câte mi-au spus. De ce? Pentru că la un moment dat a zis către Dumnezeu, a zis, Doamne, dacă au greșit, să se bocăiască ceilalți. Dacă n-au greșit, să pățească și el la fel.
Ei, și atunci l-a auzit pe Hristos, foarte patern și foarte aproape, însă fără compromisuri, spunând către fratele respectiv, zici, nu zi asta, că e blestem. Las că mă ocup eu, mă ocup eu. Da. Și așa l-a înștiit pe fratele respectiv, da. Mi-a spus atunci fratele că i-a trecut toate. Ei, și credeți-mă, fraților, pentru că știu cazul destul de bine, într-adevăr, Domnul Dumnezeu Atotcititor s-a ocupat foarte, foarte bine de problema fratelui respectiv. Dar Domnul e răzbunarea fraților. El va răsplăti, după cum spunea Scriptura. Fraților, noi să ne rugăm și să acționăm numai dacă vrea Bunul Dumnezeu și nu pentru că așa ne-a spus nouă gândul. E nevoie de credință, fraților, că Domnul și Mirele se luptă pentru noi. Asta ca să ne putem liniști, pentru că dacă nu avem această credință, atunci ne vom lupta în continuu pentru ego-ul nostru, pentru egoismul nostru și cădem în trup. Vom scoate sabia împotriva celorlalți și ne vom lupta cu duritate împotriva celorlalți, uitând că cel care scoate sabia va muri de sabie. Da, fraților, e de plâns căderea cuiva, dar e și mai de plâns e căderea celui care pricinuiește căderea altora. Este, știți, ca și reacția în lanță, unei explozii atomice, care descătușează așa energia morții, auria, distrugerii. Da. Fraților, hai să nu ne luptăm atât cu argumente logice și cu amenințări și cu mijloace trupești, ci să punem neputința noastră în fața Domnului. Și atunci vom ajunge pe nesimțite, la curățenie, la pace, la unirea cu ceilalți într-un ocean de iubire. Și atunci îi vom cunoaște pe ceilalți cu adevărat. Le vom cunoaște gândurile și sentimentele, însă nu îi vom urâ, nu îi vom ataca, ci ne vom ruga pentru ei, ca toți să fim una în Hristos. Să fim întotdeauna mulțumitori și recunoscători, că așa e omul cu inimă veselă. Da. Dacă suntem urâcioși și supărăcioși, inima se ne sprește și e nefericită. Dacă gândim trupește, credem că forțăm harul să vină prin metanii, prin post, prin rugăciuni și celelalte. Frații, harul nu vine așa, harul vine când vrea el. Trebuie să înțelegem că nici omul nu poate forța pe hară, să nici harul nu dorește să o forțeze pe om. Am spus asta. Harul are nevoie doar de voia bună, nevoia duhovnicească a omului, de identificarea voii omului cu voia lui Dumnezeu. Voia mea presus de trup, de asta are nevoie harul pentru a veni. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că a stat uniți cu mine până acum. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, minuiește pe noi. Amin.